victorie la o diferență tot de 3 goluri. Da, o victorie ne interesează, nu interesează diferența de goluri, ne interesează punctele. Ne interesează că am câștigat acest joc, deși la 2-0 am avut niște momente de relaxare și acest lucru ne-a costat. Adversarul marcându-ne un gol din nou pe mingea noastră, pe posesia noastră. Mai avem încă mult de muncă, mai avem mult de muncă la faza de apărare, faza de atac. Echipa trebuie să fie mult mai disciplinată și mult mai multă responsabilitate. Mai ofensiv ca niciodată în meciul de azi. E un sistem care l-am mai jucat și înainte, dar când jucătorii respectă ceea ce trebuie să respectăm, automat echipa joacă mult mai ofensiv și ocazii mai multe și goluri mai multe. Acest lucru l-am făcut și înainte, dar din păcate poate anumiti jucători nu respectau acele lucruri și acest lucru s-a văzut pe tabela de marcaj. Vă opriți astăzi faptul că adversarii nu s-au așezat în apărare și au recurs la faza de atac? Nu, a fost un adversar care a jucat fotbal. Am studiat adversarul, am văzut meciul trecut cu Zalău, a făcut un rezultat de egalitate și au ratat 11 metri, 1.87, o echipă foarte ofensivă, cu jucători talentați și ne-au pus multe probleme pe fază de apărare. Dar am respectat anumite lucruri și ne-am revenit mai ales și în repriza a doua și am făcut această diferență. Urmează o etapă poate mai dificilă la Sumișul Dej. Toate jocurile sunt dificile. Sumeșul Dej a pierdut de-abia în deplasare la Zalău cu 1-0. Trebuie să tratăm jocul foarte, foarte în serios pentru că avem nevoie de cele 3 puncte.